Polițiștii hunedoreni alături de mascați și jandarmi au efectuat la finele săptămânii trecute mai multe acțiuni de prevenire a infracțiunilor, precum și activități de depistare a unor persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni la Petrila, Petroșani, Vulcan, Aninoasa, Lupeni și Uricani. În noaptea de vineri spre sâmbătă au fost legitimate 189 de persoane și 86 de autovehicule au fost verificate. Au fost aplicate 26 de sancțiuni în valoare de peste 16.600 de lei și a fost confiscată suma de aproape 3.000 de lei. De asemenea, au fost verificate 3 societăți comerciale. Polițiștii rutieri au efectuat 30 de testări cu aparatele alcooltest și 5 testări cu aparatele din dotare în vederea depistării conducătorilor auto care au consumat substanțe interzise, fiind reținute 2 permise de conducere și un certificat de înmatriculare a unui autovehicul. În noaptea de sâmbătă spre duminică, oamenii legii au continuat controalele. Au fost legitimate un număr de 1305 persoane și 520 de autovehicule verificate. În urma activităților efectuate de către polițiști, în cadrul acestei acțiuni, polițiștii au aplicat un număr de 109 de sancțiuni în valoare de 147.490 de lei. De asemenea, au fost verificate 69 de societăți comerciale. Polițiștii rutieri au efectuat 251 de testări cu aparatele alcool test în vederea depistării conducătorilor auto care au consumat alcool și 7 testări cu aparatele din dotare în vederea depistării conducătorilor auto care au consumat substanțe interzise, fiind reținute 4 permise de conducere și 8 certificate de înmatriculare a unui autovehicul. De asemenea, au fost constatate 3 infracțiuni la regimul rutier. Acțiunile polițiștilor vor continua și în perioada următoare pentru prevenirea comiterii infracțiunilor și asigurarea unui climat de siguranță pentru cetățeni.